ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Pentru că în această perioadă, foarte mulți dintre dumneavoastră au început deja lucrările câmpului, lucrările în viticultură. Astăzi am invitat alături de mine un specialist și nu orice fel de specialist, un specialist dintr-un loc anume din Buzău, care putem spune a făcut deja istorie în ceea ce privește viticultura. Este doamna doctor inginer Elena Dumitru de la Stațiunea de Cercetare Pietroasele. Bine ați venit, doamna Dumitru, pentru a doua oară în platoul TV Buzău. Bună ziua, bine v-am găsit! V-am invitat pentru că, nu-i așa, oamenii vor avea câteva zile libere. Dacă unii vor profita și se vor distra, vor merge pe la munte, la mare, care cum dorește, sunt unii care poate vor profita de câteva zile libere, de un timp frumos și vor înainta cu lucrările în viticultură. Pentru că, din câte am vorbit eu cu dumneavoastră, așa, este cea mai bună perioadă și este perioada în care chiar trebuie făcute anumite lucrări pentru vița de vie, astfel încât la toamnă să avem un vin bun. E așa? Spuneți-mi ce lucrări sunt în această perioadă și ce recomandări le faceți celor care au viță de vie? Așa este. În această perioadă au început lucrările mecanice și manuale ale solului, respectiv arăturile de primăvară și sapa mare. De asemenea, se fac tratamentele pentru acarieni și pentru făinare, ținând seama că anul trecut a fost un an propice bolilor și dăunătorilor. De aceea, în această perioadă, când lăstarii au în jur de 10 cm, trebuie neapărat aplicate aceste tratamente pentru acarieni și pentru făinare. De asemenea, nu trebuie neglijată sapa mare, pentru că iarba care este atât pe rând și între rânduri poate favoriza apariția acestor boli. Sapa mare înseamnă, practic, da, să prășească pe prășească, curte. Da, cei de acasă, așa, știu. Da, da. Deci, practic, eliminată această iarbă, da, pentru că dăunează. Vedem că ceea ce s-a întâmplat anul trecut, anul ploios 2014, încă are urmări și în acest an. Și dacă anul trecut vorbeam în toamnă cu dumneavoastră că cei care au vrut o recoltă bună au fost nevoiți să investească mai mult în aceste tratamente, vedem că și în acest an sunt urmări și trebuie să continuă aceste tratamente. Haideți să spunem cât de importante sunt și mai ales ce fel de tratamente, cum se aplică, ce fel de substanțe ar trebui să folosească, măcar la modul general vorbind. Așa este. Anul trecut, cei care nu au aplicat tratamentele se cunoaște pe coarda de acest an, pentru că nu s-au copt, coardele nu s-au copt, au avut, într-adevăr, iarna, temperaturile nu au fost critice pentru vița de vie, deci nu au fost semnalate pierderi de ochi, dar cei care nu au aplicat tratamentele anul trecut au avut pierderi minime, e adevărat, de ochi, din cauza faptului că aceste coarde nu s-au maturat și au fost mari rezerve pentru boli și dăunători. De aceea, neapărat trebuie aplicate aceste tratamente pentru a preveni apariția acestor boli și dăunători. S-au făcut, acum este târziu pentru tratamentele de iarnă, dar acum se pot aplica tratamente preventive pentru apariția făinării. Și se pot da tratamente cu caratan, una dintre substanțe. Iar pentru păianjen, care sunt semnalate în dealul mare focare de păianjen, sunt diverse substanțe, neuron, nisorun, diverse substanțe. Aceste substanțe sunt și la îndemâna oamenilor simpli, adică sigur, cei de la țară, care au acolo, sigur, se nu găsesc, mă refer la cei care au crame și cunosc acești pași. Eu vorbesc de oameni. Sunt la îndemâna oamenilor, sunt doze diferite, de la 10... Sunt doze diferite și le pot cumpăra. Pot fi stropite atât cu mecanic, cu mașini sau cu vermorelul, pe suprafețele mai mici.
Spuneți-mi, în această perioadă, cum recunosc cei de acasă dacă planta, da, cultura de viță de vie are nevoie de un tratament, are o problemă, fie ca urmare a ceea ce s-a întâmplat anul trecut și neîngrijirii corespunzătoare, fie pentru că are o problemă anul acesta, nu neapărat... Pot recunoaște foarte ușor atacul de păianjen, pentru că pe frunzulițele care apar, pe fața inferioară, sunt niște gale albicioase sau roșii, depinde, păianjenul alb sau roșu, și atunci își dau foarte repede seama dacă planta este atacată. Și deci trebuie să aplicate tratamentele. Păianjenul se aplică tratamentul în această perioadă, a fost semnalat. Făinarea încă nu, dar peste o săptămână, două, când temperatura va crește, se poate face simțit și atacul de făinare. Deci dăm acest tratament pentru a preveni atacul de făinare. Pentru că ați vorbit de temperaturi, cum a fost această primăvară pentru cultura de viță de vie? Deci primăvara a fost foarte critică. Dacă ianuarie și februarie temperaturile au fost ușor crescute față de mediile multe anuale, martie a fost media lunii ușor mai scăzută decât multe anuala. Dar, în general, iarna nu au fost temperaturi critice care să afecteze viabilitatea ochilor de rod. Pornirea în vegetație a butucilor este bună, fără pierderi de ochi. Deci, o vegetație bună până în prezent. Până în a butucilor. Prezent, asta înseamnă că dacă și aceste tratamente și, mă rog, toate aceste lucrări sunt aplicate și făcute la timp, să sperăm că anul 2015 va fi un an bun pentru vicultură. Așa este, se prognozează a fi un an bun. Urmărim în continuare, deci foarte mult contează aplicarea tratamentelor la timp, pentru că se știe în viticultură, dacă nu aplici tratamentele la timp, producția este compromisă. Pentru oamenii de acasă, aceste tratamente sunt scumpe? Adică sunt la îndemâna tuturor? Da, sunt la îndemâna tuturor. Tratamentele sunt, depinde de substanță, destul de costisitoare, dar pot fi accesate. Oricine poate da acest tratament pentru... Și nu este periculos, deci poate să-l aplice orice om. Sigur, nu trebuie neapărat un specialist om care să vină să aplice... Nu, orice om poate aplica tratamentul. Am înțeles. Cam asta este ceea ce înseamnă acest început de an pentru viticultură. Și pentru că am spus stațiunea de cercetare, nu-i așa, trebuie să ne spuneți ce se întâmplă în această perioadă la stațiune. Pentru că a trecut deja un an de când stațiunea de cercetare are o nouă conducere. Domnul director nu a putut fi prezent astăzi, dar îi mulțumim frumos pentru că sunteți dumneavoastră alături de noi și ne puteți spune ce se întâmplă acolo, pentru că știu că se întâmplă lucruri, replantări. Da, acesta ar fi un prim lucru care v-ați ocupat în această perioadă. Pe ce suprafață și vorbiți-ne, acest pas a fost posibil datorită unor fonduri europene? Cum se întâmplă la... Așa este. Stațiunea este angrenată într-un proiect de reconversie a plantațiilor prin accesarea de fonduri europene. Numai în această primăvară, în 2015, au fost plantate 10 hectare de cuviță de vie cu soiuri consacrate arealului de la Pietroasa, respectiv cu busuioacă de bohotin, tămâioasă grasă. De asemenea, am înființat o colecție ampelografică cu 80 de soiuri autohtone, vechi și mai noi românești, dar și străine. Această colecție, cred eu, este un pas foarte important, pentru că sunt puține astfel de colecții în țară. Am avut și noi până acum 3 ani o colecție la stațiune, dar a fost defrișată și de aceea am vrut să reînnoim din nou colecția. Pentru că stațiunea din 2005 este filiala universității, deci are și un rol didactic pentru studenții de la universitate.
Această colecție va fi foarte importantă în studiul studenților care vor veni în ampelografie, dar și pentru cei care vor face practica agrotehnică și de vinificație. Haideți să vorbim despre replantarea în sine, după care aș vrea să vorbim și despre această colecție și ce noi soiuri ați cuprinde această colecție. Replantare, ce soiuri ați replantat? A spus busuioahă de buhotin, da? Tămâioasă și grasă. Și tămâioasă. Cei de acasă pot face acest lucru? Și ei, am înțeles, ca valoare, în cazul stațiunii, au fost folosite anumite fonduri. Dar cum se face acest pas, acest lucru? Pentru că poate sunt care au vie îmbătrânită, da? Că practic de aceea se reînnoiește via, asta înseamnă... Sigur, și cei de acasă pot face, dacă accesează fonduri europene prin proiect, și pot planta cu soiuri consacrate în dealul mare sau cu soiuri de struguri de masă, dar în acest caz fără cu susținere financiară proprie. Bine ar fi ca suprafețele cu struguri de masă să se extindă, pentru că în ultima perioadă au rămas foarte puține suprafețe cu struguri de masă. Plantarea este foarte simplă, este cunoscută de orice viticultor prin groapă, prin viță altoită. De la stațiune pot oamenii veni să cumpere sau aceste... Deci până nu știu cum să le spun... Da? Pentru vița altoită. Vița altoită. Până anul acesta noi am produs, într-adevăr, vița altoită, dar acum noi suntem într-un proces de modernizare a complexului de altoire cu sală de forțare, cu un spațiu de condiționare și păstrare a viței altoite. De aceea anul acesta noi nu mai producem viță. Datorită... Da, dar când se produce această viță altoită? De toamna sau primăvara? Deci este un proces mai complex. Port altoiul și coardele altoi se recoltează toamna, se altoiesc în luna martie, se forțează, iar în luna aprilie se pun în biloane și se îngrijesc pe toată perioada verii și se recoltează toamna, după ce pică frunza. Se sortează, se pune la siloz și se poate livra toamna sau primăvara. Am înțeles. Și când intră pe rod? Păi în anul 4 strugurii încep să apară încă din anul 3, dar economic în anul 4, 4-5 apar strugurii. Am înțeles. Haideți să vorbim și despre colecția aceasta despre care ne-a spus dumneavoastră, cu 80 de soiuri și mai vechi și din aduse de peste hotare. Ce soiuri sunt? Da. Și cât de importante? Cum le-ați ales să le plantați la stațiune? Cu ce vă ajută? Deci, aceste soiuri sunt soiuri vechi românești, ca de exemplu gordin, razachie, coarnă albă neagră, coarnă albă roșie, dar și soiuri mai noi, muscat de Hamburg, muscat Dada, de asemenea soiuri pe care le-am adus din Germania, apirene, deci fără semințe, sau pirene cu semințe, de exemplu Angela, Francisca, foarte multe. Dar și soiurile noastre de la stațiune, soiuri de masă cu valoroase, Otilia, Timpuriu, De Pietroasa, Centenar, Istrița. Deci am ales aceste soiuri atât pentru masă, cu struguri pentru masă, cât și soiuri pentru vin. Am căutat să readucem în atenție și soiurile vechi românești, care sunt soiuri foarte bine adaptate condițiilor de la noi din țară, dar și soiuri din Germania pe care încercăm să le studiem în vederea unei aclimatizări, deci să urmărim evoluția și modul de adaptabilitate a lor în
condițiile arealului din Podgoria dealul mare. Este greu să faci lucrul ăsta la stațiune? Adică aveți în momentul acesta atât forță de muncă, cât și tot ceea ce înseamnă dotare tehnică? Deci, greu, această colecție s-a făcut prin eforturi proprii, deci cu banii stațiunii. Muncitori sunt în zonă, asistență tehnică, cercetătorii doi din stațiune și... Cam de cât timp lucrați? Adică cât a fost de la ideea că am vrea să înnoim vița de vie, da? Plantăm... În toamnă. În toamnă, eu și colega mea de la Meliorare i-am propus domnului director și doamnei inginer șef că am vrea, pentru că s-a defrișat vechea colecție, să reînființăm o nouă colecție. Deci au fost de acord și în perspectiva unui centru didactic, cum am menționat mai devreme, pentru studenții care vor veni și vor studia aceste soiuri vechi românești, noi și străine. Este de foarte mare importanță. Pe de altă parte, le pot servi ca sursă de germoplasmă, adică pot servi la hibridări pentru obținerea unor noi soiuri. Pentru... Spuneați de studenți și că este foarte important să aveți practic această platformă pe care ei să vină să lucreze, nu? Că ei vin să cerceteze, să se formeze ca viitorii specialiști, da? Cum în fiecare an, anul trecut, de exemplu, ați avut studenți? De unde? Au venit și din străinătate sau doar de la noi de aici? De ce au fost ei încântați când au venit aici? În general, vin studenții pentru lucrările de masterat, de licență. Vin și la practica de agrotehnică, la vinificație. Au venit și studenți străini, dar numai într-un schimb de experiență, să vadă plantația din centrul viticol Pietroasa. Sunt încântați de acest microclimat de la Pietroasa, pentru că Pietroasa este renumită pentru microclimatul deosebit, care favorizează obținerea acestor vinuri deosebite, în special de tămâioasă. De asemenea, încântați de modul cum se obțin aceste vinuri catifelate și deosebite pe solul pietros scheletic de la Pietroasa. În toate aceste în toți acești pași pe care i-ați făcut în stațiune, da, în ultimul an, ați avut inspirație și de la alte stațiuni? Adică v-ați mai inspirat din ce au făcut alții, știu eu, din țară sau poate chiar de peste hotare? Pentru că acolo știu că la stațiune studiați și vedeți. Inspirație, da, ne-am consultat cu colegii de la alte stațiuni, dar în special cu catedra de viticultură de la universitate, cu care avem o strânsă colaborare. Haideți să vorbim și despre soiurile pe care le aveți acum în cercetare. Da, anul trecut s-a omologat, la sfârșitul anului 2014, un soi pentru struguri de masă cu coacere timpurie, Mihaela. Deci este o mare realizare, spunem noi, pentru că în ultima vreme foarte puține soiuri s-au omologat. De ce? Pentru a obține un soi de struguri de masă sunt necesari 15 ani. Ori în ultima perioadă cercetarea a fost finanțată în urma unor proiecte. Aceste proiecte durează 2-3 ani. Ori în timp de 2-3 ani nu ai cum să obții un soi, să-l și încerci în vederea extinderii în cultură. Deci noi am omologat acum laboratorul de ameliorare soi obținut de-a lungul anilor, urmărit, v-am spus, 15-20 de ani și de-abia anul trecut a fost omologat. Mai avem în atenție încă două elite hibride pe care sperăm să le omologăm și pe ele în curând. Încercăm și extindem soiurile noastre. Istrița, care e un soi de masă obținut la Pietroasele, am înființat la ferma de la Săhăteni
aproape 2 hectare cu acest soi de struguri pentru masă. De asemenea, mai avem și timpuriu de pietroasa și otilia, un soi apireni, pe care, într-adevăr, și pe ele le avem în vedere pentru a le extinde. Care sunt, pentru că văd, durează mult, este necesar mult timp până scoateți un soi. Cam ce aveți în vedere și haideți să spunem care sunt avantajele zonei noastre, a întregului județ, dacă e ok, dacă puteți face o structură pe întreg județul și care ar fi dezavantajele și care sunt soiurile care se pretează cel mai bine, astfel încât să știm în funcție de zonă cum, pe unde, ce cultură de viță de vie să avem pentru un rod bun, nu? Deci se au în vedere obținerea soiurilor de struguri pentru masă sau vin. De-a lungul anilor, noi am obținut mai mult soiuri pentru struguri de masă, dar și soiurile de vin au fost îmbunătățite, deci s-au obținut clone din tămâioasa românească, am ameliorat vechiul soi de tămâioasă românească și am obținut mai multe clone, adică care sunt performante din punct de vedere calitativ, sunt mai bine adaptate condițiilor arealului de la pietroasa. Deci atunci când vrem să obținem un soi de struguri pentru masă sau vin, avem în vedere ca el să se preteze condițiilor arealului respectiv de-a lumare la noi. Să fie calitativ, să fie rezistent la boli și dăunători. Și cele pentru vin, să obținem vinuri de calitate superioară, iar cele pentru masă să fie rezistente la păstrare. Ce nu este bine să faci viței de vie pentru a obține soiuri în astea de calitate? Sau din greșelile pe care cu siguranță ați mai observat și la oamenii simpli, ce greșeli fac ei și acum în perioada asta lucrărilor, dar și în momentul în care vor un soi din ăsta bun? Greșeli, oamenii fac destul de multe, în sensul că încărcătura de ochi pe butuc este mare, nu se aplică tratamentele, numărul și la momentul oportun, de aceea și coardele nu se maturează, diferențierea ochilor de rod, deci a viitoarei producții, nu se efectuează. Iar oamenii, ca să obțină soiuri, este foarte greu, pentru că aceste soiuri se obțin prin polenizare. Iei polen de la o plantă și te duci pe altă plantă, deci omul simplu mai greu poate obține un soi, dar sigur poate îngriji mai bine via pe care o are, sigur, dacă respectă toate aceste, sigur, informații pe care dumneavoastră ne le-ați dat. Și am ajuns la jumătatea ediției de astăzi, dar revenim, nu-i așa, cu mai multe informații, mici secrete de la stațiune acolo, premii câștigate anul trecut. După o scurtă pauză de publicitate, revenim, doamnelor și domnilor. Am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm discuția cu doamna Dumitru. Ne-ați spus, doamnă, ce trebuie să facem în această perioadă culturii viței de vie, astfel încât toate lucrurile să fie în regulă, la toamnă să avem ce recolta, bineînțeles dacă și vremea ne ajută, pentru că asta e. Haideți să vedem ce se mai întâmplă la stațiune. Am văzut partea de cercetare, cum stă, ce soiuri noi mai avem. Ce proiecte de viitor avem la stațiune? Pentru că vedem în ultimul an lucrurile au început să se miște pe acolo și sunt lucruri interesante. Ce proiecte de viitor sunt la stațiune? Așa este. Suntem în curs de elaborare a unor proiecte în colaborare cu Universitatea în vederea modernizării cramei și achiziționării de utilaje pentru vinificație, dar și pentru modernizarea parcului de tractoare, pentru modernizarea laboratoarelor la standard european, de asemenea
avem în vedere deschiderea unor noi puncte de vânzare a vinului și un proiect la care ne gândim a integra stațiunea de cercetări viticole într-un circuit turistic. Multe proiecte, dar vreau să le luăm pe rând, nu-i așa? Așa este. Ne spuneți, ați spus tractoare, utilaje. Haideți să spunem cât de importante sunt și, practic, la ce vor folosi aceste utilaje? Și la recoltare sau doar la partea de arat, de știu eu ce lucrări mai sunt acolo? În prezent, la stațiune, avem utilaje, tractoare destul de vechi. În ultimul an au fost reparate cu eforturi financiare deosebite, dar avem în vedere achiziționarea de noi utilaje, tractoare cu tot echipamentul necesar lucrului în vie. Această parte mecanică, desigur, este foarte importantă pentru tehnologia viței de vie, în sensul că servește nu numai la lucrările mecanice ale solului de arat prășit, dar și pentru efectuarea tratamentelor. De aceea, cu cât aceste utilaje sunt mai performante și calitatea lucrărilor este deosebită. De aceea, tocmai prin aceste proiecte, avem în vedere să achiziționăm o gamă cât mai diversificată de utilaje agricole. S-au făcut calcule cam cât ar costa, să spunem, dacă le intenționați să aduceți ceva utilaje de peste hotare sau găsim și în România, ceea ce ar fi bun pentru stațiune? De unde vor veni banii, dacă se știe? Banii sunt prin fonduri europene. Calcule suntem în perioada de elaborare a unor calcule și de făcut planuri pentru aceste și utilaje. Aceste utilaje le veți achiziționa de la noi în țară? Acum, da, și din țară și adică găsiți la noi ceea ce aveți nevoie, nu e nevoie să... Există o listă în cadrul acestor proiecte din care se pot achiziționa aceste utilaje. Ok, acesta ar fi un prim proiect, da? De o, cum să spun, sau o prima axă a ceea ce vreți să faceți pe viitor. Haideți să vedem și altceva, pentru că ne-ați enumerat mai multe. Lăsăm partea turistică un pic mai la final, pentru că vreau să vorbim mai multe despre această parte turistică. Un alt proiect foarte important pentru evoluția stațiunii Pietroasa este proiectul de modernizare a cramei și de achiziționarea de utilaje pentru vinificație. Dacă vinurile de Pietroasa sunt renumite, sunt vinuri făcute cu un mare efort și cu utilaje destul de învechite. De aceea avem în vedere nu numai să modernizăm atât spațiul, deci crama, cu tot ce este necesar, de la rezervoare și tot ce este necesar într-o cramă, cât și utilajele pentru producerea și păstrarea vinului. Desigur că sunt consultați specialiști în elaborarea unui astfel de proiect și sperăm că prin accesarea acestor fonduri europene să modernizăm această cramă de la Pietroasele la standard european. De când nu s-au mai făcut investiții în cramă? Dacă în 1940 la Pietroasa era cea mai modernă cramă cu utilaje aduse din Italia, în ultima perioadă, într-adevăr, utilajele s-au achiziționat, dar sunt destul de învechite și nu mai sunt performante pentru obținerea unui vinuri de calitate. Asta înseamnă și schimbarea pe acolo de cazane, de butoaie? Sigur, deci am spus inclusiv spațiul, cât și cam cât utilaj. Ar fi, de când ar fi cel mai vechi cazan sau cel mai vechi butoi pe care l-aveți pe acolo? Ați ști? Păi exact, nu știu, dar... Da, mai sunt și mai de la înființare sau... Mai sunt, avem și butoaie de 70-80 de ani.
Deci avem butoaie de stejar destul de vechi, da. Și acestea nu mai sunt bune pentru, adică nu mai iau din calitatea vinului? Bineînțeles că ele sunt îngrijite, foarte bine îngrijite, se păstrează o igienă. Avem și butoaie mai noi, nu numai vechi, dar avem în vedere și achiziționarea unor baricuri noi. Pentru că știu, contează, am mai vizitat foarte oameni, bine. Știu, contează foarte mult. Sigur că, și lemnul, da. Aroma din care e făcut, sau mă rog, pe care o dă lemnul respectiv vinului și așa mai departe. Bine, nu vă gândiți că noi punem vinul în butoaiele de acum 70-80 de ani. Dar vreau să spun că și butoaiele vechi sunt bine întreținute, conservate, pentru că, într-adevăr... Dar v-ar ajuta foarte mult această modernizare, adică... Sigur că da, foarte mult, dar asta și intenția este să avem un vin de calitate, care se obține mult mai ușor cu astfel de utilaje. Și am ajuns la partea frumoasă, și anume partea de turism, partea de premii, pentru că anul trecut ați obținut și premii, nu? Așa este. Anul trecut, la concursul internațional de vinuri de la București, s-a obținut medalia de aur cu o tămâioasă românească din anul 2013, dar și medalii de argint cu Gras Cabernet, care pe noi ne-au onorat. De asemenea, și la concursul național Bacchus au fost obținute marea medalie de aur pentru tămâioasă românească, de asemenea cu Cabernet, la fel am obținut și cu Riesling. Și urma să mai, anul acesta, de anul exemplu, aveți în vedere vreo participare, cu ce soiuri? Sigur, avem și anul acesta, de-abia început perioada de concursuri, avem, chiar acum sunt trimise probe pentru diverse concursuri. Și... Chiar și peste hotare sau doar în țară? Chiar și peste hotare. Deci participăm și peste hotare. Acum câțiva ani chiar am obținut marea medalie de aur în Franța la un concurs Muscat du Monde de la Frontignan cu tămâioasa românească. Deci, ce spun străinii despre tămâioasă? Apreciază foarte mult acest vin dulce, pentru că tămâioasa românească nu se obține în orice centru viticol din țară. Deci numai în anumite centre, pentru că microarealul în care ea se dezvoltă este specific. Adică are nevoie de o insolație deosebită, toamne lungi și secetoase pentru acumularea zaharurilor și aromelor. De asemenea, solul scheletic, alcaros, de la pietroasa, îi conferă acea catifelare și calitate deosebită. Și apropo de clienți, pentru că în momentul în care dumneavoastră vorbeați de clienți, de turiști străini și de felul în care a fost vinul apreciat peste hotare, așa, în mintea mea deja se lega o nouă întrebare, și anume faptul clienții de peste hotare care au ajuns la dumneavoastră sau vinurile au ajuns peste hotare, da? Cum a fost valorificat vinul, de exemplu, de anul trecut și, mă rog, cantitatea de vin care exista la stațiune? Au fost și trimise cantități peste în străinătate. Cum a fost valorificată? Deci, în ultimul an a crescut foarte mult valorificarea de vin și într-adevăr vinul este foarte bine apreciat. Avem foarte multe delegații de străini care vin la noi. Iar avem acum în perspectivă de a face chiar export de vin în Anglia. Aveți acolo anumite cereri în Anglia? Deja formulate? Sau? Da, acum au venit, au văzut vinul și acum sunt în analizele pe vinuri, pentru că pentru a merge... Ce soiuri au vrut? Soiuri roșii. Am înțeles, acestea ar fi mai apreciate? Da, sunt mai apreciate.
În Anglia. Fiecare după gust, acum nu contestăm. Da. Pentru că vine... să revenim la turism. Și pentru că în pauză mi spuneați că în această perioadă a fost foarte aglomerat așa pe la dumneavoastră și ați primit vizita chiar și unor copii de la grăniță în cadrul acelei săptămâni școala altfel. Cum stați cu turismul la stațiune? Da, deci stațiunea Pietroasele este vizitată foarte mult, atât de români cât și de străini, de vârste diferite, de la grădiniță la studenți. Am primit și delegații de studenți din Europa, diverse naționalități, ambasadori, deci de diverse categorii sociale, profesii. Impresii, ce au spus? De ce au fost impresionați? Foarte... Haideți să luăm pe rând. Copiii, cei de grădiniță, mă gândesc, ce au apreciat ei la stațiune? Cine, ce i-au impresionat? Deci le facem un tur al stațiunii, unde le prezentăm vechile utilaje. Sunt utilaje din piatră, primele utilaje folosite în vinificație. Le prezentăm vechi utilaje presă, care acum... se văd numai presele moderne, cele vechi, doar așa în muzee. Rezervoare, baricuri, butoaie, sunt foarte încântați, în special copiii. De asemenea, plantațiile de vie, le arătăm cu diverse forme de conducere la vița de vie, amplasarea plantațiilor. Noi avem plantații amplasate pe versant de la baza pantei 130 de metri până la 300 de metri. Străinii care ajung în stațiune, ce spun? Au fost atrași mai întâi de istorie sau pur și simplu pentru că voiau să guste vinul Bine, de la Pietroasele? Când vin străinii, când le prezentăm stațiunea, îmbinăm această prezentare a condițiilor pedoclimatice cu cea a istorice a tezaurului de la Pietroasele și sunt foarte atrași de acest tezaur viticol, dar și istoric. Într-adevăr, tezaurul Cloșca cu Pui de Aur, le amintim și despre termele romane, castrul roman și apoi le facem diverse degustări și sunt foarte încântați când se îmbină această prezentare viticolă cu cea istorică. Spuneți-mi, există vreo diferență între turiștii străini și cei români? Sigur, este o diferență în sensul că turiștii străini sunt foarte încântați și receptivi la tot ceea ce le prezinți. De la mediul înconjurător până la vechile utilaje, la recipientele în care se ținea înainte vinul, la linia de vinificare, tot îi interesează. Și românii? Și românii sunt și interesați, dar... Vor să ajungă mai repede la partea de degustare. Da. Ați spus la un moment dat că, și mă rog, știu că este o discuție mai veche și domnul director spunea cât mai repede introducerea acestei stațiuni într-un circuit turistic. Se lucrează, cam ce ar trebui să se facă? Am văzut ceva schimbări pe acolo, am văzut că au apărut și ceva pliante, și un site are stațiunea acum. Așa este. Vă aminteam mai înainte de proiectele pentru modernizarea stațiunii, dar... avem în vedere și un proiect pentru integrarea stațiunii Pietroasa într-un circuit turistic. Dar pentru acesta avem în vedere și modernizarea unui cămin în vederea cazării turiștilor. Unor spații de cazare. De asemenea și o sală de degustare, modernizarea ei, reconstrucția sălii de degustare, și, într-adevăr, ne gândim să le oferim un circuit în plantația de viță de vie, cu o degustare îmbinată cu toate vesticile. Așa este, dacă vin și stau acolo două zile, practic trebuie să aibă și ce să facă. Dar pentru a integra stațiunea într-un circuit turistic, trebuie să plecăm de la reconstrucția acestor spații de cazare, care este imperios necesar. Și sperăm ca prin aceste proiecte să realizăm și acest lucru. Cabane, ați făcut vreun calcul?
Au venit specialiști. Dar câte, de câte spații de cazare vorbim acolo? Câte locuri de cazare, de fapt, nu spații? Avem un bloc cu mai multe camere, nu știu să vei... Un bloc care înainte servea pentru... Veneau studenți în practică, muncitori, la fel, care poate fi modernizat foarte ușor și nu cu investiții nemaipomenite de mari. Doamna Dumitru, pentru că suntem și pe final de emisiune, dar pentru că urmează câteva zile libere, nu? Și cu toții de 1 mai așteptăm vreme frumoasă pentru un grătar și de ce nu și un pahar de vin. Haideți să ne spuneți dumneavoastră așa vreo 2-3 soiuri de la stațiune, să ne le da, să ne scoateți în evidență fie, specificul fiecărui soi și cum să-l combinăm. Haideți să ne spuneți câte un soi despre, pentru doamne, nu? Unul pentru domn, pentru că cine poate să ne explice mai bine decât dumneavoastră care îl faceți acolo și lucrați de zi la acest aspect. Haideți să începem cu un vin de Riesling italian care poate servi la friptură, la aperitiv. Rieslingul italian produs la Pietroasele, un vin de cursă lungă, robust, echilibrat și păstrează acea aromă de minerală de la calcarul din sol. Poate servi la aperitiv, pește, cum spuneam, sau putem recomanda un vin roșu de Cabernet Sauvignon, care poate fi îmbinat foarte bine cu carnea roșie. Și acest vin de Cabernet Sauvignon este un vin care păstrează aroma fructelor de pădure, e un vin catifelat și foarte rustic, cel obținut la Pietroasele. Pentru doamne, tămâiasa românească este vinul emblemă obținut la Pietroasele. Este un vin dulce, cu aromă complexă de miere, de busuioc, poate fi servit la desert, cu prăjituri, cu nuci, cu migdale și este un vin foarte bine apreciat de doamne și de cei care apreciază vinul dulce. Acestea ar fi cele trei soiuri de vinuri și cum spunea o reclamă foarte bine cunoscută, vinul este bun pentru femei atunci când îl consumă domnii, nu? Indiferent dacă este roșu sau alb. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Eu vă mulțumesc. Ne-ați spus astăzi și ceea ce trebuie să știe cei de acasă, cei care lucrează și au grijă de vița de vie până să ajungă să culeagă acei strucuri care, din care se fac vinul. Ne-ați spus și că avem ce vizita la stațiune, ce vedea la stațiune dacă ajungem acolo și mai ales că se fac acele degustări. Bineînțeles că în momentul în care ajung pot și cumpăra de la stațiune vinurile pe care și le doresc. Eu vă mulțumesc pentru prezența în platoul TV Buzău și vă mai aștept cu alte informații la fel de frumoase și interesante. Plăcere, cu tot dragul. Vă așteptăm și noi la stațiune la Pietroasele să ne vizitați. Da, am fost înainte de Paște, trebuie să recunosc, dar o să mai vin mai spre recoltare. Mie îmi place când pot să gust un struguri. În tot timpul anului vă așteptăm. Când se coc, promit că am să ajung pe acolo. Doamne și domnilor, sunt Marlena Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu TV Buzău. Urmează cu Cărțile pe Față, moderată de colega mea, Ilona Duță. Toate cele bune, la revedere!